În urma evenimentului neplăcut petrecut la Orșova, unde un caiac cu patru tineri a fost lovit în plin de o șalupă de mare viteză, turiștii se gândesc de două ori înainte să mai facă o plimbare cu barca pe Dunăre. Incidentul de zilele trecute de pe Dunăre i-a bulversat pe turiștii aflați în zona municipiului Orșova, aceștia gândindu-se de două ori înainte să mai facă o plimbare cu barca. Teama este puțin spus, pentru că unea a venit ca cel care a condus șalupa, oamenii pot să zică că s-au născut încă o dată. Sunt oameni Spune-mă fericiți. Spune-mă că l-a fost mort de beat și cu asta bază. Nu cunosc PESA, dar oricum e un tip care e inconștient și patronii ar trebui ca să țină cont că în momentul când angajează niște oameni să fie calificați nu numai cu numele, cu adevărat să cunoască, să cunoască meseria. Pentru că ori ești pe stradă, ori ești pe apă, la fel, incidentul când se întâmplă e la fel. Putea să-i omoare fără dor și poate. Unii dintre turiștii veniți de departe se tem să mai plece cu bărcile pe Dunăre. Ei afirmă că așteaptă un an întreg un concediu doar pentru a se rupe de cotidian și a avea parte de puțină relaxare. Cel mai mult ăștia care conduc bărcile zbăuți. Mie mi-e foarte frică de apă, să vă spun sincer. Nici gând să mă duc pe Dunăre. Dar acum cu cele întâmplate, mai cred că... Mai rău, da, am văzut și la televizor, eu eram la Timișoara, aseară am venit rău. Umblă beți și sprea mulți, au zis că sunt cam toți ilegali. La toată lumea le este teamă. Când spui viața în pericol, acum nu suntem noi în măsură să găsim vinovatul, sunt cei mai de sus care să găsească vinovatul. Noi suntem prea mici pentru... ceea ce se întâmplă în țara noastră și este urât, urât ceea ce se întâmplă, foarte urât. Pentru că vin oamenii să se delecteze puțin în concedii, în astea și uite ce se întâmplă, adică pleci de acasă să nu mori acasă, să mori în altă parte. De ce cei de sus nu fac ceva și pentru noi, oamenii de rând? Turiștilor li se pare inadmisibil ce s-a întâmplat și spun că astfel de oameni nu ar trebui lăsați să conducă ambarcațiunile pe apă pentru că se poate ajunge la lucruri mult mai grave, accidentări severe sau chiar moarte. Să nu se mai întâmple așa ceva, să fie bine, că totul e când se termină cu bine. Sperăm că lucrurile vor reveni la normal, iar turiștii vor continua să vină și să viziteze aceste zone minunate ale județului Mehedinți.